sfârșit a venit vara. Și eu, ca majoritatea tinerilor, mă întreb oare ce vă face această vacanță? Fiindcă sunt pasionată de lectură, vara este timpul în care pot să mă bucur de această pasiune. Și la fel ca în ceilalți ani, de până acum, voi încerca să citesc cât mai mult. Sunt unele cărți care le ador foarte mult, printre care Flutul de Irina Binder, Interviu cu un vampir de Anne Rice și Tema pentru o casă de Nicolae Davija. Aceste cărți le-aș recomanda tuturor pentru că sunt niște cărți care se potrivesc oricui. Lectura are foarte multe beneficii, printre care dezvoltarea unui vocabular frumos, învățarea unor lecții de viață fără ca să greșești tu în anumite momente. Bineînțeles că lectura îți dezvoltă foarte mult imaginația și te învață să fii om, în adevăratul sens al cuvântului. Eu aștept vară pentru că am mai mult timp liber, nu sunt la școală și pot scrie schepuri mai bine și mă să-i fac mai frumos. După ce îi cresc, clar că îi vând, fac bani pentru buzunar, toamna să am la școală, să am pentru învățător. Este dificil, trebuie să ai grijă de dânșii, trebuie să faci curățenie generală în fiecare sâmbătă. Ei, fără, dacă au murdar sau boli sunt, trebuie să le pui vaccini, deodată să le cuiești. Ce te-a ocupat toată vara? De obicei, vara eu încerc să fac totul ce n-am dovedit să fac în parcursul anului școlar, dar ocupația mea de bază este jobul meu. Eu lucrez chelner la o cafenea și îmi place asta foarte mult. Eu am ales și distracția și lucrul pentru că aveam zile libere, dar în general am decis să lucrez pentru că sunt multe avantaje în asta, mai multe avantaje decât să petreci toată vara doar jucându-te și distrându-te. Tu poți să dezvolți așa calități ca răbdarea, atenția, comunicarea, pentru că clienții sunt adeseori foarte diferiți și trebuie să fii amabil și atent la tot ceea ce spui. Și este un venit foarte, să spun că foarte bun, pentru că atunci când ești tânăr, n-ai cheltuieli multe și banul care îți vine buzunar este foarte plăcut când este al tău, într-adevăr. Vara doria să plec în Italia, la bunica, fiindcă aș vrea să vizitez multe locuri, cum ar fi Roma. Vreau foarte mult să plec la mare, pentru că niciodată în viața mea n-am plecat, n-am fost la mare. Și poate o să vizitez mai multe locuri, eu încă nu știu care. O să fie o surpriză, sper. Bunica mă învață multe cuvinte în limba italiană. La moment știu câteva, dar deocamdată vă spun ciao!